Bun găsit! Explozia a avut loc azi dimineață în jurul orei 7:40 la parterul unui bloc, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Iazului din apropierea Parcului Național Natural Dumbrava Sibiului și a fost urmată de un incendiu. Oamenii au sunat speriați la 112, iar în scurt timp la fața locului au ajuns două echipaje, două autospeciale ale pompierilor și o autoscară, dar și mai multe echipaje de smurzi și ambulanță. Până la sosirea pompierilor, oamenii au reușit să se evacueze pentru că erau degajări foarte mari de fum. Au reușit o parte dintre ei să se auto-evacueze din imobil, iar alții, aproximativ 20, au fost evacuați de către pompieri. Pompierii au reușit să intre și în apartamentul în care a avut loc explozia, unde au găsit două cadavre carbonizate, respectiv proprietarii locuinței. Ulterior au reușit să autoventileze, să ventileze locuința, pentru că în continuare erau degajări mari de fum, iar la sfârșitul cercetărilor se va afla și cauza producerii acestei explozii urmate de incendiu, care probabil este o acumulare de gaze. În această dimineață, în jurul orei 7:40, la un apartament de pe strada Iazului din municipiul Sibiu, a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului, pompierii sibieni s-au mobilizat cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de transport personal și victime multiple, două echipaje SMURD, doi medici și o ambulanță SAJ. Pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului. Acesta a fost stins în scurt timp, însă din apartament existau degajări mari de fum, care au îngreunat foarte mult intervenția pompierilor. Din întregul imobil au fost evacuate aproximativ 20 de persoane. Din fericire, niciuna dintre aceste persoane nu a necesitat îngrijiri medicale, dar în apartament pompierii au desfășurat și desfășoară în continuare misiuni de căutare salvare a posibilelor victime. Până la acest moment, din nefericire, au fost identificate două persoane decedate de către pompieri. În continuare se desfășoară misiuni de căutare salvare pentru că există posibilitatea să mai fie victime în apartament.